Bună ziua la toți, noi suntem în Teatrul Fără Nume, Tăcerea Fără Nume, acel moment care naște două cuvinte, două bătăi de inimă, două note muzicale se leagă printr-o tăcere. Astăzi avem un invitat special, e vorba de domnul Ioan Cristescu, profesor universitar la Facultatea de Arte a Universității Hiperion, directorul Muzeului Național al Literaturii, Cavalerul Ordinului Artelor și Literelor. Bună ziua, domnule Ioan Cristescu! Bună ziua! Mersi mult că ați acceptat să stați cu noi de vorbă. Cu drag! Noi suntem Teatrul Fără Nume și orice discuție este o experiență spirituală pentru noi. Această rubrică sau acest moment se numește Tăcerea Fără Nume. Și de aici am să pornesc toată conversația noastră. Ce ar fi tăcerea pentru dumneavoastră? Ce se întâmplă în tăcerele domnului Cristescu? Cum sunt ele? Un dialog. Este un dialog. Un dialog cu mine însumi, dacă adesea, dar e foarte adevărat că eu nu sunt obișnuit să vorbesc mult. Cine mă cunoaște știe că sunt cel puțin la telefon, pe mail, sunt foarte scurt. Tăcerile, după cum bine știți, de multe ori sunt o formă de limbaj și o formă de comunicare. Dar, din nefericire, oamenii tac din două motive destul de consistente. Sau când nu au ce spune, sau când li se pare că vorbirea e superfluă. Tac mult. Tac mult și în tăcerea aceasta am liniște. Am o liniște interioară pe care nu vreau să o pierd. Literatura, poezia, este și ea o tăcere? Nu, niciodată. Literatura, atâta timp cât îți comunică ceva și pentru asta o citești, este poate unul dintre cele mai puternice forme de vorbire. Când, și de ce cred asta? Pentru că atunci când am realizat expoziția de bază a Muzeului Literaturii, am mers pe un concept de comunicare și de interacțiune cu personajele din literatură. Nu pe istorie literară neapărat, ci pe ideea de a, ideea simplă, de altfel că literatura este vie și doar autorii s-au dus. Atunci, dacă percep literatura ca existență, ea nu are cum să fie tăcută. Ea este o formă de comuniune, în comuniune, chiar dacă așa, la modul, ca aspect, pare a fi o tăcere, este un dialog. Sau ar trebui să fie un dialog. Când citești poezie, așa atunci când citești proză sau citești teatru, ai nevoie de o disponibilitate de a te duce în lumea aceea. Și în lumea aceea, inevitabil, intri într-un dialog cu personajele, cu lumea de acolo. Sigur,
Pare a fi o tăcere, dar nu este tăcere. Ați rostit cuvântul comuniune și m-am dus la ideea rugăciunii. Dar rugăciunea este un dialog, cum n-ai da. Deci. Așa cum și cititul este un dialog. Absolut. Știți foarte bine că comuniunea înseamnă participare în mare parte. Participarea trebuie să fie o prezență. Marea artă, ca să simplificăm, marea artă, marea literatură, marea muzică, e o formă de participare a celui care privește sau a celui care e privit. În esență, nu poți să fii în comuniune dacă nu ești prezent. Și, Exact. bineînțeles, să participi activ. Participarea activă este de foarte multe ori un dialog mai mult sau mai puțin agresiv. Pentru că, sau poate termenul nu e bun, dar sigur trebuie să fie energic de la energie. Muzeul Literaturii Române. Mi-e foarte interesant, fiindcă știu că există și la Chișinău. Dar am așa o întrebare pentru mine. Când spun cuvântul muzeu, vorbesc de o conservare, totuși, de o arhivare. Care este acțiunea Muzeului Literaturii Române? Care este direcția, las fi așa, sau, eu știu, mișcarea? Sigur, în momentul în care vorbim de muzeu, asociem inevitabil cuvântul de păstrare, de securizare, de conservare a unui patrimoniu. Dar, în același timp, trebuie și patrimoniul acesta valorificat. Valorificat prin diverse forme care au fost de-a lungul timpului la toate muzeele, prin expoziții, prin prezentări, prin editări, în cazul nostru. Dar în același timp trebuie valorificat și prin conform evoluției celui mai important personaj, vizitator. Eu am conceput Muzeul Literaturii în asociere cu teatrul, cu spectacolul de teatru. Am vrut să fac un spectacol muzeal, dar cu datele și cu direcțiile pe care teatrul mi le oferă. În cauza asta vorbeam la un moment dat de personaje. Inclusiv scriitorii din Muzeul Literaturii sunt personaje. Și atunci când vorbești despre personaje, sigur că trebuie să le construiești o biografie, trebuie să le cunoști opera, activitatea, dar îți dă posibilitatea, ca unei piese de teatru, să o pui în valoare în vari modalități, în funcție de spectatorul pe care îl ai, în cazul nostru, vizitatorul. Pentru că nu te adresezi unui public sau unui vizitator așa teoretic. Atunci, dacă te adresezi unui spectator teoretic, ești cumva te gândești la ceva statistic. Se fac tot felul de cercetări, care este publicul ideal, care este vizitatorul,
Ui, la care vârstă, la ce gen ne adresăm? E greșit din punctul meu de vedere. Trebuie să te. Discursul muzeal sau spectacolul muzeal trebuie adaptat nu pe grupe de personaje, ci pentru pe fiecare vizitator în parte. E greu, dar ideea de spectacol îți dă posibilitatea să ai o mai mare libertate a discursului. Și atunci, și el este vizitatorul acesta, este mult mai mult, e mai mulțumit. În al doilea rând, dacă pornești de la premisa că patrimoniul este static, adică e pus acolo în arhive, chiar își greșești, pentru că dau un exemplu. Sigur, avem manuscrise de secolul XVIII, XVII, XIX, manuscrise de secolul XX. Dar aceste manuscrise au fost scrise de oameni care au avut o viață, care au avut o gândire, o trăire și au fost contemporani cu alții, dar în același timp trebuie să vezi cum poți să-i duci în lumea lor. Nu avem nevoie să contemporaneizăm nimic. E foarte important pentru că prin contemporaneizare nu înveți. Muzeul are și o latură educativă și atunci singurul lucru pe care poți să-l faci este să te duci tu în lumea lor. Și dacă te-ai dus în lumea lor, sigur, ai mai multe satisfacții și intelectuale și educative și trăiești o nouă experiență. Nu avem nevoie să trăim în secolul 21 experiențele din secolul 19. Eu am nevoie aducându-le aici. Pentru că aia este o formă de îmbrăcare altfel a trecutului. Trecutul nu poate fi îmbrăcat. El poate fi cunoscut, poate fi trăit, dacă te duci tu cu armele și cu bagajele câte le ai în trecutul acela, fără să încerci cu mintea de acum, cu cunoștințele de acum, să-l interpretezi ca și cum ar fi azi. De asta, de multe ori, în literatură și în artă, se întâmplă ca peste secolul XIX, peste un autor, să zicem, peste Eminescu, să se aplice ideologii de acum, să se aplice gândirea de acum. Eminescu e viu în secolul XIX. Și e viu prin ceea ce a făcut și cum a trăit și cum a creat. Noi pe acel Eminescu trebuie să-l înțelegem și nu pe Eminescu care avea ideologii sau scria articole politice împotriva cuiva. Și să le asociem cu faptul că el le scrie în secolul 21 împotriva cuiva. Scritorii și artiștii, în general, trebuie înțeleși în epoca lor, fără însă să uităm ce ne-au lăsat. Eminescu nu ne-a lăsat părerile lui despre Rusia sau despre evrei, despre, nu știu. El ne-a lăsat cu totul altceva, o gândire, ne-a lăsat o limbă literară, a fost un mare creator și trebuie văzut astfel.
Sigur că putem vorbi că tocmai creez o antologie acum de texte ale lui Eminescu despre Basarabia și Bucovina. Și a scris mult despre el, bineînțeles, în răspăr cu Rusia. Sigur că ele par a fi actuale. Sau și sunt actuale. Dar nu asta are importanță. Putem mai, să mai găsim texte actuale și să le interpretăm ca fiind actuale. Are importanță gândirea lui corectă. Ne învață să gândim corect în relații, hai să le numim geopolitice, cum sunt acum. Și practic, din scrierile vechi, trebuie să luăm, să învățăm și nu să judecăm. Literatura, dacă începi să o judeci, prin altă prismă decât criteriul estetic, poți să o judeci și prin, cum e la mod acum, prin biografii literare, prin biografism, sigur că poți. Dar nu poate fi niciodată gândită ideologic sau tratată sau comentată ideologic. Foarte des se spune că poezia e profetică. Da, e, are latura asta de foarte multe ori. Profetică e poezia, mai ales poezia militantă. E firesc să fie așa. Și în literatura română, de pe ambele maluri ale Prutului, avem poezie militantă de foarte bună calitate. Pentru că, dar această poezie militantă nu este supusă unor ideologii. Să ne gândim la poezia lui Vieru, de pildă, poezia Adrian Păunescu. Ca să dau doar două exemple, dar și Eminescu a avut poezie militantă, dacă ne gândim la Că-ți doresc eu ție dulce România. O poezie militantă. Și Alexandria a avut. Dar militantismul acesta nu era atașat de grupuri. Era atașat de idealuri. Idealuri naționale, dacă vreți, idealuri patriotice, idealuri la care, pentru tot poporul, nu pentru o bucată din popor. Și atunci, sigur, ea și are rostul ei. Mai este profetică, n-aș numi eu chiar profetică, de multe ori poezia are legătură cu umanitatea și cu, indiferent că ea se leagă de, se adresează, cum spuneați mai devreme, ca o rugăciune către Dumnezeu, către cine se adresează. Dacă în ea nu există umanitate și valori umane, care înseamnă multe, iubire de către celălalt, către iubită, ca să luăm o mare temă a poeziei. Și umanitatea întotdeauna trebuie să fie o trăire. Sigur că există și poezie scrisă de dragul poeziei, dar ea nu are neapărat consistență. Ați vorbit de manuscrisele lui Proust, pardon, lui Eminescu, dar știu că sunt și manuscrisele lui Proust, le aveți la, în arhive, și a lui Ungarete, a lui Thomas Mann. Cum e să ții în mână un manuscris care a marcat istoria? Cum există? El respiră litera aia, e vie, nu știu. Cum se întâmplă să ții în mână manuscrisul lui Eminescu? Sigur, dacă vă spun așa ca anecdotă, n-am ținut niciodată în mână manuscrise Eminescu pentru că nu se mai poate.
Există manuscrise multe care sunt într-o stare de fragilitate maximă. Hârtia este unul dintre suporturile cele mai supuse timpului. Ea se degradează ușor. Din cauza asta, manuscrisele lui Eminescu, care sunt la mine și sau sunt la Academia Română, ele nu mai pot fi pipăite în ultimii 30 de ani, de vreo 30 de ani mai bine. Ele pot fi consultate, au fost scanate, au fost facsimilate și, în general, când pui mâna pe un manuscris, inevitabil se creează, pentru istoricul literar în special, dar și pentru muzeograf, se creează o emoție. E firească. Pentru că, mai ales în cazul unor coloși, cum i-ați numit, pe cei pe care i-ați enumerat, inevitabil emoția este mai puternică. Dar, în același timp, cea mai mare emoție să nu este atunci când pui mâna pe un manuscris pe care l-ai citit, editat. Cea mai mare emoție este când, prin cercetare, poți să aduci la suprafață ceva ce nu știe lumea. Un inedit. Un text, o scrisoare, o filă de jurnal, care pe noi ne ajută mai mult decât opera, pentru că în scrisori, în corespondență, în jurnale, găsim elemente care ne ajută să ne construim și să ne dezvoltăm discursul muzeal. În urmă cu mai mult timp, un reputat critic și istoric literar mă întreba dacă atunci când prezentăm un scriitor, ne luăm după istoriile literare sau după dicționare, după enciclopedii. Și am zis că, sigur, ele sunt doar o sursă de informare, dar discursul muzeal este mult mai complex decât ceea ce să ne spun istoriile literare. De ce? Vă dau un exemplu. Când cineva vizitează Casa Memorială Bacovia, sigur că acolo întâlnești lucruri care au aparținut Bacovia, inclusiv casa. Dar Bacovia n-a fost singur în casa aia. A avut o soție, Agata Bacovia, care soție povestește în cărțile ei despre viața alături de Bacovia. Și sigur, când vorbești despre Bacovia, trebuie să o introduci și pe Agata, așa cum la Arghezii nu poți să vorbești despre Arghezii fără Paraschiva, fără Zdreanță, fără grădina aceea de la Mărțișor, care a iubit-o atâta. Trebuie să te gândești, să vorbești despre faptul că, care sigur a devenit anecdotă, dar cam așa e. E o casă cu multe camere. Arghezii, de câte ori mai scriau o carte și mai încasa niște bani, mai făceau o cameră. Din cauza asta, casa este puțin, pentru un arhitect, pare sigur ceva defect. Dar pentru arghezii era ideal. Și în situația asta te poți duce să vorbești despre grădinării, despre plante, despre copaci, despre pruni, meri, cireși și să faci și conexiuni. Cine a mai scris despre grădini, cine a mai, care dintre scriitorii români sau străini
s-au ocupat cu grădinăritul, care avea un câine care era relația poetului cu copiii lui, cu Baruțu, cu Mițura, care alți scriitori i-au scris dedicații pe cărțile pe care el le scotea și îi dădea, era foarte atent. De pildă, dacă astăzi scotea o carte, prima dedicație i-o dădea Mițurei, dar dacă scotea după aceea o altă carte, prima dedicație i-o dădea lui Baruțu. Ca să existe un echilibru. Și odată a greșit. Și a dat lui Baruțu de două. Asta și Mițura s-a supărat. Și avem o dedicație superbă în care Arghezii își cere, îi dă Mițurei o carte și își cere iertare că a greșit ordinea. Asta înseamnă, e dincolo de operă, înseamnă și înțelegerea omului, nu numai a scriitorului. Oricum avem o tendință de a mitoliza, eu nu știu dacă e corect spun, de a face un mit din marele personalități care au marcat istoria. Eu mi-aduc aminte de, fiindcă foarte mulți sunt copleșit de Jean Cocteau, și el spunea așa o vorbă, ceva de felul, prefer mitologia istoriei, fiindcă istoria e făcută din adevăruri care în timp devin foarte des minciuni. Iar mitologia e făcută din minciuni care foarte des devin adevăruri. Și mă gândeam acum la momentul ăsta de dacă astăzi avem manuscrisele marilor scriitori care au marcat istoria literaturii, fiindcă scriau pe hârtie. Cred că e, nu știu, e stupidă întrebarea mea, dar mă interesează. Astăzi lumea scrie pe ordinatoare, nu mai este respirația peniței aia, nu mai este respirația mâinii. Și atunci mă gândesc ce va rămâne astăzi pentru ceilalți. Adică se fac manuscrise sau nu știu, documente digitale, care este, cred că formulez prost întrebarea, dar îmi pare că ceva se întâmplă, o ruptură în respirația mâinii. Poate că așa ceva. Sigur, ordinatorul, computerul este bun. Are, așa cum bune sunt și tehnologiile, bune sunt și bun este și internetul. Dar, în același timp, se știe că și aceste tehnologii au gradul lor de risc. Gradul lor de risc nu este că îți îmbolnăvesc ochii sau îți transmit ceva sau devii dependent de ele. Riscul cel mai mare este să pierzi niște obiceiuri și să nu mai știi niște lucruri esențiale. Dau un singur exemplu. Am studenți care scriu de mână referatul și scriu fără diacritice. Asta înseamnă că în mentalul lor s-a întâmplat ceva. Și dependența aceasta de computer a dus la o trezire a unor elemente esențiale în comunicare. Pe de altă parte, se mai întâmplă ceva ce, sigur, scriitorii acum scriu pe computer. Mai sunt și scriitori care scriu de mână. Așa cum nu-și mai scriu scrisori, scriu mesaje.
Cred că ar trebui să avem puterea, voința, să ne întoarcem la câteva lucruri tradiționale pe care, din cauza unei dinamici a vieții quotidiane, le-am lăsat, le-am dat uitării. Să corespondăm prin scrisori. Eu am avut un prieten foarte bun, Alexandru Mucina, care l-am comemorat în urmă cu o lună de zile la Muzeul Literaturii, s-au împlinit 10 ani de când nu mai e, un mare scriitor și poet, teoretician literar, și care mi-a impus în urmă cu 20 de ani, 25 de ani, un lucru pe care l-am respectat și am căutat să mă țin de el. Sigur că vorbeam la telefon, dar zice, ceea ce mai trebuie să-ți spun, o să-ți scriu o scrisoare. Scrisorile acestea nu sunt o pagină, nu sunt ca mesajele de pe computer. Sunt ample. De ce? Pentru că în fața foiei de hârtie ești mult mai atent și cauți, poți să te gândești și cauți cuvântul potrivit. Pe computer, cuvântul potrivit, de multe ori îl uiți, îl pierzi. Pentru că îți trebuie un anumit tip de liniște, un anumit tip de concentrare când scrii pe hârtie și pe care nu mai poți să o ai pe computer. Un tip de tăcere, dacă revenim la prima întrebare. Da, sigur. E Da. un pic de tăcere și o mai mare atenție față de celălalt. S-a intrat într-o rutină a răspunde pe un e-mail, îi scriu un mail, ți se răspunde, mai comunici, dar foarte rar vezi în mail-uri lucruri personale. Un anumit tip de relație personală cu celălalt. Și asta e o mare problemă care, sigur, a fost scris, s-a scris despre ea în secolul 20, se scrie și acum, în secolul 21, de problema gravă a lipsei de comunicare între oameni. Mai ales că acum se poartă și abrevierile. Nu mai scriem cuvântul întreg. Deja, prin abrevierile acestea unor cuvinte, s-a intrat într-o altă dinamică a unei mecanizări a scrierii pe computer. Într-o scrisoare sau când apuci să scrii pe hârtie, îți dai seama că acolo îți dai seama că abrevierile sunt o dovadă de concentrare. Vreau să mă laud un pic și eu cu o chestie, fiindcă dau lecții la actorii din Franța și prima mea lecție tot timpul consistă în câteva reguli de lucru pe anii care vin, dar în primul rând le spun, vă rog frumos, aseară să le scrieți o scrisoare părinților. Le spun și eu și mă bucur că există astfel de gândire, fiindcă e foarte. Eu mă bucur când poate mă gândeam, copiii ai să uită la mine cum să-i scriu o scrisoare, dacă eu pot repede să-i scriu un mesaj. Și văd că nu sunt unii cu care gândește asta. Mersi mult. Pe timpuri, literatura era ați spus-o foarte bine, o comunicare. Fiindcă marele epistole, se făceau seri, da, de întâlniri poetice, cercuri literare. Se mai întâmplă și astăzi cercuri literare unde se citesc poezii doar nu știu, un club elitist al poeților. Ar fi interesant să existe.
Eu vorbesc din ce, fiindcă eu totuși nu sunt la București, nu frecventez, posibil că există așa ceva, dar mi-ar fi Există superb, superb. și cercuri literare și atunci, sigur, mai nou ne-a invadat atelierele de scriere creativă. Creative writing. Și acolo avem o problemă. Acolo nu se discută conținutul neapărat, ci forma. Ori în cenaclurile vechi se analiza și forma, dar și conținutul. În cauza asta, de foarte multe ori, vivim astăzi, nu numai în România, ci și în străinătate, literatură foarte bine scrisă din punct de vedere al tehnicii de scriere, al meseriei, dar foarte șubredă din punct de vedere al conținutului și, de ce nu, al mesajului, pentru că trebuie să ai și un mesaj. Avem nevoie de construcție, avem nevoie de viziune și avem nevoie de mesaj. Nu avem nevoie doar de cele mai bune materiale de construcție, ci și de o arhitectură, care trebuie să o gândim inițial. Cine spune că arhitectura o vedem la final, mă îndoiesc că are de-a face cu marea literatură. Exact. Ca în regie, știți, în regie sunt patru elemente excepțional de importante, cum am spus, forma, conținutul, spațiul și timpul. Ați rostit cuvântul teatru. Mergeți des la teatru? Merg la teatru, nu foarte des. Aleg la ce merg. Am avut o perioadă în tinerețe în care mergeam aproape zilnic, scriam cronică de teatru și am renunțat la această modalitate. Prefer să citesc, să vorbesc, să scriu despre istoria teatrului, despre teoria teatrului. De ce? Pentru că uneori, văzând un spectacol de teatru, și asta mi s-a întâmplat de foarte multe ori, acel spectacol să aibă doar formă și să nu aibă conținut. Și atunci, mai e un lucru care de multe ori, din cauza marketingului, am avut senzația că anumite evenimente teatrale sunt umflate și eu credeam, cu argumentele mele, că un spectacol nu este chiar așa de grozav cât se spune. Și am preferat să văd spectacolele, să nu le mai comentez în public. Am părerea mea și despre regie, și despre actori, și despre spectacol. Și să-mi fac propriul sistem de valori și să merg pe linia cunoștințelor mele și nu pe linia cunoștințelor de marketing și de promovare a celorlalți. De ce v-am întrebat de teatru? Fiindcă des mă gândesc, dramaturgia este literatură? Inevitabil. Asta e o. Dar e o formă a acțiunii totuși. E
E cu mult mai, câteodată mai seacă. Da și nu. Problema aceasta a teatrului ca literatură, a dramaturgiei, este literatură sau nu este literatură, e o problemă veche. Ea însă se poate rezolva foarte ușor dacă o asociem problemei cititului. Poți să citesc o piesă de teatru dacă și să o asociez literaturii, dacă are câteva elemente care o definesc ca literatură. Dacă este doar o schiță din care se face un spectacol, aceea nu e literatură. Chiar ieri am avut o discuție cu un mare prozator, Nicolae Breban, care este peste câteva luni 90 de ani. Și discutam despre roman, despre poezie, despre teatru și despre nuvelă. Păi, și ne-am adus atunci aminte amândoi cum definea Călinescu asocierea dintre nuvelă și piesa de teatru. Care e diferența dintre piesa de teatru și celelalte și care e asemănarea cu nuvela? El spunea că nuvela, ca și piesa de teatru, sunt construite în așa fel încât tensiunea e chiar vârful lor. Teatru, în piesă de teatru, mai mult decât în roman și în poezie, trebuie să vezi inevitabil construcția, trebuie să vezi inevitabil personaje fără elementele descriptive, narrative pe care ți le dă romanul. Trebuie să înțelegi mult din textul respectiv, din replică, din relația dintre personaje. Și sigur, acum se scrie ca întotdeauna, și acum, și în toate secolele, s-au scris și bine și rău. De ce Shakespeare este literatură pentru noi când pentru el nu era literatură? Shakespeare n-a vrut să scrie literatură. Nu-l interesa pe el să devină mare scriitor. Dar Shakespeare știa un lucru foarte simplu, și anume că trebuie să construiască o piesă cu toate elementele scenice necesare lui. Și, bineînțeles, pentru publicul lui. În urmă cu vreo 2 luni am ținut o conferință în care demonstrăm că Otello este o comedie. Și toată lumea, cum să fie o comedie, că știm, doar Otello o omoară pe Dezdemona. E da, dar vă dau un singur indiciu. Citiți finalul, o să vedeți acolo că, acolo, când Dezdemona e moartă, ea se mai ridică de vreo două, trei ori, vreo 3 ori și dă niște indicații asistente. Păi, publicul din vremea lui, chiar și publicul din vremea noastră, dacă vede pe scenă că mortul se mai ridică și mai zice două vorbe, începe să râdă, nu? Uite că e vorba de o crimă. Așa încât, sigur, Shakespeare cred că e cazul unic în cultura universală. Dar, pe de altă parte, nu putem să nu vedem că, prin alternarea, modul cum și-a construit
diversele piese avea o știință, o meserie a scrierii. Nu întâmplător îi avea și pe ceilalți contemporani pe lângă el. Toți aveau o știință a scrierii. Și știau și teatru, știau și să scrie. Problema mare azi, și dacă mergem în literatura secolului XIX, mari scriitori de teatru, că e vorba de Chekhov, Ibsen și restul, vedem că toți au ucenicit cumva pe lângă teatru. Și atunci au căutat formule prin care să fie și literatură, să fie și suport pentru spectacol. Așa cum, de multe ori, o piesă, un roman poate să fie și suport pentru toată lumea se întreba de ce Dimineața pierdută a Gabriela Danișteanu a fost un spectacol atât de grozav. E dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că Caterina Buzdeanu și-a dat seama că este o piesă de teatru scrisă în proză. Se întâmplă toată acțiunea, tot ce se întâmplă în roman, se întâmplă într-o zi. Și are 5 capitole, echivalentul a 5 acte. Și are un început cu diverse scene, și are și un final, și are și un vârf. Deci, practic, ca la un sculptor când ia o bucată de piatră și zicem că, și e teoria aceasta, că în piatra aia el a văzut un om. Și, practic, avem așa. Sigur, poți să vezi, dar pentru asta îți trebuie nu atât simțul vederii, cât viziunea. Ce frumos ați spus. Nu cât simțul vederii, cât viziune. Foarte fain. Mi-am dat seama că ați expus același gând că Shakespeare nu scria piese. Eu spun tot timpul, el scria spectacole. Deci astea sunt absolut două lucruri diferite. Și într-adevăr, cum spuneți, că depinde de autor. Fiindcă acum, în minte, comparându-l pe dramaturgul Sorescu cu dramaturgul Ionescu, noi avem absolut două poluri opuse ca scriere. Spuneți-mi, în ce sens? În sensul că Ionescu este foarte sec în ceea ce face în piesă, pe când Sorescu, de exemplu, trilogia lui, da, este, dacă noi anulăm, eu așa cred, dacă noi anulăm niște componente ale scrierii dramaturgice, noi avem într-adevăr o operă literară în plin sens al cuvântului. Pe când Cântăreața Cheală lui Ionescu, noi să vorbim doar de o piesă, fiindcă e foarte dificil. Da. El dă foarte puține indicii. Trebuie să întrerup 2 minute. Da, nicio problemă. Nicio problemă. Mihaela, tu ești aici? Alo? Da. După asta o să tăiem aici. Ok. Ce-a scris Alex? Că eu văd că ceva se scrie aici. Da, au spus că la 14 totuși. La 2, da? Adică în jur de 2. Ok, el ok, ok. Exact. Da, va trebui să
Întrerupem dacă ești, să reluăm în altă zi, dacă vreți. Atunci, dacă aveți 2 minute, facem ultimele întrebări, doamne. Noi suntem teatrul fără nume. De ce credeți că ne numim astfel? De ce astăzi teatrul se numește teatrul fără nume? Sincer, nu știu. Nu-mi dau seama de ce. Inclusiv faptul că a spus că e fără nume, e un nume. Ah, ce fain, ce fain. Nu au unii destul atâta cât ați spus dumneavoastră. Orice declarare a unei absențe e o prezență. Ce fain. Mersi. Și pentru a încheia acest dialog, acele 10 întrebări ale lui Bernard Prevost preluate din Marcel Proust. Cuvântul preferat. Cuvântul preferat, comuniune. Cuvântul detestat. Deci ar trebui să mă gândesc că am o sintagmă, dar să folosesc un cuvânt simplu, ură. Drogul favorit. Cititul. Sunetul preferat. Poftim? Sunetul preferat. Lătratul de câine. Ce fain. Sunetul detestat. Zgomotul străzii. Înjurătura preferată. Nu știu dacă este o înjurătură. Aveam un unghi la un moment dat și el, când mai făceam eu o trăznaie, el îmi jura: mâncat-ar mama de golan. Dacă astăzi în uz ar ieși o nouă bancnotă, ce personalitate ați vedea-o pe ea? Ormuz. Muz. Meseria care niciodată n-ați fi dorit să o profesați. Din asta, cum se cheamă, îngrijitor de lifturi, pentru că în lift, doar în lift am claustrofobie. Ce plante vă simțiți? Salcie. Ce animal? Lup. Dumnezeu există. Ce v-ar place ca atunci când o să treceți pe ușa importantă pe care toți o să trecem într-o zi, să vă spună Domnul? Bine ai venit. Domnule Cristescu, noi vă mulțumim mult, mult că ați avut timp. Știu că sunteți foarte prins. Mersi mult pentru acest dialog despre literatură, viață, toate și nimic. Mersi mult, dumneavoastră. Numai bine, sănătate și Să ne succes. vedem sănătoși. Mersi mult și o zi frumoasă. Numai Mai bine. bine.